Care este situația șomajului în Maramureș? La această dată, șomerii înregistrați în județul Maramureș sunt în jur de peste 4.100 șomeri. Rata șomajului are o valoare de 2,10%, iar femeile reprezintă 2.106 șomeri. În genere, în ultima perioadă, femeile sunt excedentare șomerilor bărbați, respectiv au o valoare de peste 60% în totalul șomerilor înregistrați. În ceea ce privește șomerii distribuiți pe grupe de vârstă, județul Maramureș are cei mai mulți șomeri înregistrați în grupa de vârstă 40-49 de ani, respectiv 25% din totalul șomerilor înregistrați, urmați de șomeri cu vârsta cuprinsă între 30-39 de ani în procent de 18%, iar tinerii sunt în procent de 17%. Vorbim de tinerii cu vârsta cuprinsă până în 25 de ani. Cei mai puțini șomeri se găsesc în grupa de vârstă 25-29 de ani, în procent de 8%. Este grupa de și vârsta șomerilor cu cea mai mare mobilitate. Ei chiar au o durată a șederii în șomaj, din punct de vedere a statistică, cuprinsă între o zi și 3 luni. Deci după această perioadă ei se reintegrează pe piața muncii, conform pregătirilor profesionale sau în altă meserie pentru care au aplicat la agentul economic.